Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De unde se mai șperțuiesc bani publici? De peste tot. Da, și de la achizițiile făcute pentru salvarea vieții unor oameni. Avem cumva detalii de la ministrul transporturilor, Cătălin Drulă, care e supranumit acum Drulău. După ce niște liberali au spus că e câine, că nu se pot discuta cu el numiri pe pile în structurile publice. Who let the dogs out? Așa mai departe, Drulău de la... Drulău. Bravo! Dacă insiști că s-a mers, s-a putut. Da, mă rog, deci domnul ministru Drulău de la transporturi a anunțat că Agenția Română pentru Salvarea Vieților Omenești pe Mare va fi desființată. Decizia vine după ce directorul instituției, domnul Daniel Manole, a fost reținut și plasat ulterior în arest la domiciliu sub acuzația de luare de mită. Care e problema? Directorul Manole a fost, deci, reținut în acest dosar, în care mai sunt vizați și alți angajați ai agenției. Ei sunt acuzați că au achiziționat 4 nave în valoare de 85 de milioane de lei de la o firmă care le cumpăra la rândul ei prin intermediul unor firme de apartament cu activitate derizorie și câțiva angajați, nimic nou, cunoaștem lucrurile astea. Când zicem nave, nu vă imaginați cargo boturi sau ceva. Sunt bărci de salvare pe mare. Cu vâsle. Da. Da, nu știu, cred că aveau și ceva motor cu elastic. Directorul e acuzat de procurorii DNA. Cheiță. Da. A plecat pe mare. Directorul e acuzat de procurorii DNA că a luat și pagă 2 milioane de lei ca să semneze achiziția. 2 milioane de lei. Cui strică 2 milioane de lei în buzunărel? Luca să-și face calcule. Fac în euro. În euro faci, nu? 40 de... Nu. 400 de mii. 400 de mii, mamă, ce de bani. Ce fel de nave au fost cumpărate în felul acesta? Iată declarația ministrului Drulău, de la? Transporturi. Drulău. Chiar la acea agenție de salvare a vieții de om pe mare, spune domnul ministru Drulă, noi aveam un control pornit la cererea mea. Dacă vă aduceți aminte, în martie s-a scufundat un vas ucrainean. Iar vasul AVSOM, adică agenția de salvare, nu știu, AZVOM, nu a putut ieși din port, că era vreme rea. Și barca pe care ei au dat milioane de euro nu poate funcționa pe vremea aia. Salvări în păsoare. E, asta zic. Pentru că, sigur, nu putem, ăia săraci să scufundau. SOS, Mayday, Mayday, we are sinking, we are sinking. Da, da, da. Ne pare rău, colegii, e plouă nasol afară. E It's rainy day. It's raining day. Nu merge. Pui... valuri, ne scufundăm, dar noi pe valuri nu. Când se mai liniștește apa și iese soarele, venim, că barca noastră nu merge. Noi salvări facem numai când e frumos apare. Practic, suntem și salvamarii sunt pregătiți să salveze cu schigetul ăla când sunt valuri. Aici nu s-a putut. Nu se poate. Da. Problema nu este mai mult ca sigur singulară. Ministrul spune că există suspiciuni privind achizițiile făcute și în alte instituții din domeniul naval și a trimis și acolo corpul de control. E vorba de administrația fluvială a Dunării de Jos, porturile Galați, autoritatea navală română. Acum, noi nu auzim prea des de aceste instituții, presupunem că își fac treaba, da, acolo, pe ele... Ani de zile s-a lucrat în liniște. Da. Apa tăcută e adâncă. Știi? Da. Dar prin aceste instituții se vântă o mulțime de bani și se vântă, cum vedem, știai că există Agenția pentru Salvarea Vieții de Om pe Mare, care cumpără bărci de 85 de milioane de lei, care nu ies pe apă când plouă? E că noi ziceam salvamar. Să nu le udăm. Așa, deci asta s-a întâmplat. Și cu asta aici sunt, în aceste instituții, sunt numiți mereu șmecheri de partid care își perțuiesc fonduri publice și cu asta venim la povestea cu Drulă e câine, de la care îi se trage mai nou porecla asta de Drulău. Au apărut, de la Drulău. Da. Au apărut săptămâna trecută niște înregistrări făcute de procurorii DNA în biroul ministrului. Unde doi liberali... Cu latrături. Au, au, au. Și mai degrabă cu schiunături, o să vezi. Senatorul PNL George Stângă, și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, îi cereau domnului ministru Drulă să-i păstreze în funcție pe șefii Agenției Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și șeful administrației fluviale a Dunării de Jos Galați. Ce treabă are de la Prahova cu salvarea pe mare? A, este toate fiind de se leagă. Suntem S-a prins Luca. Da. Da, senatorul Stângă zice, aș vrea să te rog frumos, îi spune domnul ministru.
omenește. Să-mi prelungești mandatele celor doi directori. Și mai zice, n-aș avea o situație foarte confortabilă dacă mi-aș pierde oamenii de acum. Și câteva zile mai târziu, senatorul stângă revine, insistent. Domnule ministru, fac ce vrei tu. Ajută-mă cu ăsta 4 luni. Ține-mi-l 4 luni. Și după aia îți promit că nu mai vin pe la tine, pentru ei. Faci tu ce consideri. Deci 4 luni să facă ăla șmenul, încă 4 luni mai avea nevoie să facă șmenul. Drulă, zice, te referi la APDM, Administrația Porturilor Dunării Maritime, și la AFDJ, Administrația Fluvială a Dunării de Jos? Da, zice domnul senator stângă. Drulă, zice, păi, ți-am spus că soluția pentru mine e să le prelungesc mandatele, dar nu 4 luni, e 2 luni prelungire. Mai mult nu se poate. În acest timp, un fost general SIE, Dumitru Ciobanu, pentru că de ce nu, noi avem vreo 7 servicii secrete în țara asta și oamenii din serviciile secrete se pensionează și ei la limită de vârstă 45-50 de anișori. Dar și după aia ce să facă? Să plictisești. Dacă să plictisesc, fac afaceri. Cu cine să fac afaceri? Cu vechilor prieteni și ei pensionari din serviciile secrete. Deci fostul general SIE Dumitru Ciobanu apare și el în stenogramele DNA referitoare la traficul de influență privind favorizarea unei companii turce care participa la licitații organizate de Ministerul Transporturilor, scrie Hot News. Administratorul uneia dintre firmele de apartament îi spune fostului general SIE, domnule, că nu se poate discuta cu nentul Drulă ăsta și zice așa, citez, dar este totuși o problemă cu acest om, care nu pot să spun că e om. E câine, acest Drulă. Trebuie să găsim o soluție pentru el. Chestii care mi se pare deja înspăimântătoare. Cum adică să găsim o soluție? Ce, care să fie? Că soluțiile pot fi două. Să-l cumpărăm sau să-l scoatem din sistem. Nu există altă soluție. Pe. Când pe fostul general SIE și pe șmecherii care fac afaceri cu el, îi deranjează un om care e pus într-o poziție de decizie. I-au încercat cu vorba bună. Da. Ai văzut? Deci ori îi aruncăm un os, ori îi dăm cu un os în cap. Cam asta este ce transmit aceste înregistrări. Și, sigur, am vrut să am glumit, dar eu nu știu cum să închei această intervenție în momentul ăsta, pentru că sunt... Asta ne arată încă o dată cum funcționează, de fapt, lucrurile în administrarea banilor pe care noi îi plătim din taxe și impozite și din munca noastră și uite ce se întâmplă cu ei. Și tot vorbim de reformarea unor partide, dar nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.